sticlă acolo cu băuturi. Cine în sticlă aia? Pe bancheta din dreapta. Stăcuia? Unde mă faci? Da. Vodă? Vodă? Polițiștii rutieri erau la un control în trafic atunci când au sesizat că autocamionul nu păstrează sensul de mers și circulă sinuos. L-au tras pe dreapta, iar când șoferul a deschis ușa, și-au dat seama că este băut. L-au ajutat să coboare din cabină și i-au cerut să sufle în alcool test. Inițial, bărbatul a refuzat, apoi s-a conformat, iar rezultatul a fost unul record pentru un șofer de tir. 0,90 mg de alcool în aerul expirat. Cam cât băuse din eu? A băut cu colegii din sticlă. Un autotren înmatriculat în Bulgaria circula neregulamentar în sensul că nu păstra direcția de mers. În aceste condiții autotrenul a fost oprit, constatându-se starea de ebrietate a conducătorului auto. S-a procedat la testare, rezultând o concentrație alcoolică de 0,90 în aerul expirat. Bărbatul a fost dus ulterior la spital pentru recoltarea de probe de sânge, iar rezultatul ieșit a fost șocant. El avea în sânge o alcoolemie de 2,20. La controlul autocamionului, polițiștii au găsit în cabină, pe scaunul din dreapta, sticla de vodcă din care omul se cinstise. Ce că a stat la o coadă, a băut împreună cu colegii. Ne o săstavi? Da. Da. Opasnost. Ce sunt pianoști? Ne sunt că nu și-a dat seama că este beat. În urma revoltării probelor biologice a rezultat o alcoolemie de 2,20 respectiv 2,05 mg per litru alcool în sânge. Cauza a fost înregistrată la unitatea de parchet, urmând a se efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 336 alineat 1 Cod Penal. Conducătorul auto, cetățean bulgar, urmează să fie reținut 24 de ore, urmând ca mâine să fie prezentat judecătoriei vânjumare, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul a ajuns după gratii și a pierdut permisul de conducere, are dosar penal și a rămas și fără serviciu. Patronul său a aflat ce alcoolemie avea, i-a transmis că îl va concedia și va trimite alt șofer să ridice autocamionul încărcat cu geamuri termopan, care trebuia să ajungă în Austria.